Cea care a observat furtul este o angajată a primăriei din Eforie Sud. Femeia a anunțat imediat poliția, care a demarat cercetările în acest caz. Și dimineața, când mă îndrepta către servici, am constatat lipsa acestor palmieri. Palmierii ăștia au mai fost plantați, deci iarna îi ținem în seră și primăvara îi plantăm. Au fost furați din 2008 continuu, s-au luat în cantități foarte mari. Și acum a reușit să ia și pe ultimii. I-a luat aproape pe ultimii. Un palmier pitic nu costă mai mult de 15 lei. Arborii ornamentali au fost cumpărați de primărie în urmă cu aproape 4 ani, însă au dispărut treptat. Prejudiciul total nu depășește 360 de lei. Ce părere aveți de asemenea personaje care poate să facă un gest din ăsta, să fure? Crezi că asta se spune și ziua mediului? S-au potrivit la fix. Păi probabil că mai au nevoie unii în curte de ei, altă explicație nu este. Să ia chiar așa pe toți, cred că panești. O fi curtea mai mare. Polițiștii stațiunii Eforie au fost sesizați cu privire la faptul că din parcul din Eforie Sud au dispărut 24 de palmieri. Polițiștii desfășoară activități de investigare în vederea lămuririi situației de fapt, identificării autorilor și tragerii acestora la răspundere penală. Ce riscă cei vinovați? Dacă vor fi găsiți vinovați de comiterea acestei fapte, suspecții riscă închisoarea de la 3 la 15 ani. Reprezentanții primăriei din Eforie spun că deocamdată nu pot cumpăra alți palmieri, dar îi vor supraveghea cu atenție pe cei rămași.